n-am dat niciun concert în care oamenii au stat jos. Se poate să vă ridicați, vă rugăm mult de tot. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la România au talent! Bine v-am găsit! Cine sunteți și de unde veniți? Noi suntem Pyroblast, din București. Pupă, pupă să treacă! Așa, gata! Cântăm din clasa a 7-a împreună. Așa? Și am venit aici să cucerim toată lumea. Asta e excepțional. Acum fiind în ce clasă? Am terminat facultatea eu și el e anul 3 și el e cu o generație mai mică ca noi. Toți avem 21 de ani. Deci îmi amintesc de energia de la 21 de ani. Puterea aia pe care o simți în momentul în care ai încă 2-3 oameni lângă tine cu care pornești la drum și ai senzația că poți să răstori munții și chiar poți, să știi. Îmi amintesc de bucuria pe care o aveam în momentul în care ieșeam pe o scenă și vedeam oamenii reacționând la ceea ce aveam de oferit. Eu cred că nu v-ați dus cât trebuie. N-am vrut să dăm totul din prima. Eu cred că mai e mult de dat. Am avut așa vreo două momente în care m-am trezit gândindu-mă așa, hai, aș fi vrut mai mult, mai multă energie, mai multă nebunie, dar exact cum au zis ei, e timp. E timp, tata, sigur. Ia zi, Andra. Eu zic că a fost foarte bine. Faptul că ați făcut aceste alegeri, da, ați cântat în stilul vostru, mie asta mi se pare special și mi se pare că a fost cât trebuie. Eu mă bucur, chiar mă bucur, sincer. Bobiță? Din partea mea aveți un da. Mulțumim! Dragoș! Veniți, mă, aici! De la mine aveți un nu. Andra! De la mine aveți un da. Aveți un taș de la mine, ne vedem în etapa următoare. Mulțumim mult de tot! O poveste despre magia prieteniei, construită cu toate câte încep să ne lipsească în ziua de azi. Libertate, dreptul de a fi tu însuți și încă vreo câteva. Seară bună!